dispoziția primarului numărul 194 din 15.06.2022 se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local pentru data de 22.06.2022, ora 10, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 26.01.2022 privind stabilirea drepturilor salariale angajat în funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare și structurilor subordonate Consiliului Local. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2022. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor materialele pentru drepturi de executare existent la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență numărul 47 din 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții înființare sistem de achiziție cu apă potabilă în satul Rădeana, Cătunul 1, Comuna Ștefan cel Mare și Sfântul Bacău. Bun, pentru aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, ține nu. Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 26.01.2022 privind stabilirea drepturilor salariale pentru personalul angajat în funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare și structurilor subordonate Consiliului Local. Dacă aveți discuții pe subiectul numărul 1. Aici, vreau să întreb eu. Aici, la care e la care se referă? La îndrăzirist, la bătiri, la... Mecanicul pe excavator. Numai la el sau și la bătiri? La bătiri, nu? Nu. Numai la bătiri strică la bătiri. Da. Pentru că era tot posibilul să rămânim fără om pe da, avem un gând de la treaba asta, că să fie acolo banii ăștia au cerințe din mult mai mult. Și așa e de lucru, da. Știi, el își meseria, știi, aici trebuie să facă cu bună și acum dacă... Păi, cel mare 2,50 și ceva. 2,5, aveam 1,72. Deci, m-am uitat de asta. Deci, un coloret este despre lărirea noastră, este exact aceeași chestiune. Sunt coeficienți foarte mari, dar așa sunt. Vorbesc așa ca idee. Nu, să ducem 3400 de net. Am înțeles. Și pe șantier, ia 5. Și șantier, ia 6000. Am înțeles care o fie titi, dar fie să plece în 1 secundă. Dar acum am fi păcat să fie. Trebuie să luăm o dată în faptul că sunt. Dar nici mai poate să fie. Să spun o chestie. Nu facem noi venit mare la primărie cu buzul ăsta următor, dar oricum satisfacem multe dorințele oamenilor. Asta e interes. Da, asta. Asta e. Nu știu, mai multe lucruri. Asta e. 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 Da. Da, bine, nu știu. Asta e. Asta e. Asta e. Supun spre aprobare proiectul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Punctul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2022. Dacă sunt întrebări pentru...
Știți că în fiecare an se aprobă cotizația... 5.000. Era 5.000, 6.000 acum. Pentru o populație cu peste 5.000, între 5.000 și 10.000 locuitori. Supun pentru aprobare proiectul numărul 2. Cine este pentru? Vrei, nu vrei? Împotriva asta. Am mai fost mai o dată, împotriva. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielile cu materialele pentru restul executate existent la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență numărul 47 din 2022 privind ajustarea prețului contractelor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții înființare sistem de alimentare cu apă potabilă în satul Rădeana, Cătundul Rom, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Deci, nu are proiectul. Cum s-a dat? Da, la alimentarea cu apă Cătundul Rom, cum ai rămas de executat la un moment, adică de achiziționat niște utilaje, respectiv stația de tratare, de clorinare, și la valoarea rămasă, vine o diferență de 28.000 de lei cu reactualizarea prețului. Constructorul a solicitat, am făcut, am trimis la Ministerul de Dezvoltare, și așteptăm răspuns. Supun pentru aprobare proiectul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Cu aceste fiind spuse, declar închisă ședința de astăzi.